Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod din 7 Days to Die. Și este primul episod cu mini bike-uri. Fac ture în jurul Snake. Oh, hai că am pus și eu. Ia la ai. Ce oribil se aude asta. Și ce viteză. Hai că e bine, nici n-am început și deja am avut primul accident. Yay! Deci... doamne tuturor, asta este foarte ridicol, da. Da, dați like. Apropo, da, tot like, vă rugăm. 39, big like. Haideți, vă rugăm. Să menținem această serie zilnică. Dacă vreți să păstrăm această serie zilnică, apasă pe acel like, bro. Și... noi astăzi trebuie să luptăm tot orașul pentru că următoarele zile o să stăm să minăm, mă rog, și să construim, să facem baza mai puternică, pentru că ultima dată, deci am avut așa, am avut o bază ușoară, pe urmă o bază infernală, pe urmă o bază... Bază infernală, bază ușoară? Ce cam pentru mine, da. Deci mereu s-a întâmplat câte ceva. Când zic că bază, că gen, nu bază, mă... Aia ziceam și eu. Nu contează. Eu nu știu românești așa de bine. Ce vreți voi? Ce Dumnezeu a apărut așa? What the fuck? Here's Johnny! Mă, deci tu zici să nu iau handlebar de motocicletă? Mă, e discutabil. Cât costă? 7200. Noi avem 10.000. Mult, bro. Mai degrabă e căzi, mai degrabă e de astea ce ne ajută acum, nu pe viitor. Că vezi că e cam greu cu bănuții. E, doamne, am făcut level up. Sunt level 24, că am vândut o grămadă de bani. Căie! Okay. Mamă, ce urât e asta! Tu te-mi pizda, mătii! Stai, mă, jos! Tu-i la el! Așa să nu mă trezesc că vând ceva ce n-ar trebui de greșeală bun. Deci toate sunt bune. Mame, cum a fost asta, bro? M-am căcat pe mie că am văzut un câine și din dreapta mea a apărut unul gen ultra scary. Cu plăcere, Jenny. Așa, bun, hai să plecăm de aici. Ia zi, tu unde ești acum? Adică, bă, da, chiar că eu acum am realizat, de data asta nu am uitat să ne dăm de la... Party? Da. Oh, shit, chiar. Am știut ce, cu jocul ăsta de nu rămâne party-ul, gen... Tu ieșim din joc, vă știți prieteni? Știți într-o party? N-am știut. Vrei voi jocule? Știți la party? Party! Here we go! Bă-s la casa ala lui Hannibal, nu știu cum se zic, tot așa îi zic. Aha. Asta chiar, știi ce, ai când intru înapoi când o fi, că nu e așa important. Și crezi că ar trebui să vin după tine sau Butcher Pitts? Pac! E poliția vis-a-vis, dacă tu ești acolo și văd că n-ai probleme, eu mă duc la poliție. Da, și așa fiecare, da. Am eu loc pe curăță, nu mă curăță locul și pe vin. Da, eu curăț, păi asta zic, că până... Termin, că tu oricum o să termin înaintea mea. Până termin tu acolo, eu curăț aici. Exact. Opa, băiatul, salutare. Ăsta a fost de ăsta de... Bă, am auzit bumul ăla până aici. Yeah. Între timp dau și niște cobblestone. Yeah. Mă simt ca în Minecraft. Cobblestone e bun, păstrează-l. Păi de asta l-am și luat. Sper să fac sigur. Okay. Leather poncho, sigur, e foarte bun. Pălărie, $52, nu e rău. Deja am început să dau rod la chestii doar să le vând. Ai văzut? Știi, reciclăm. Da. Inclusiv oasele oamenilor care au murit. Bă, când am spus că reciclăm, noi nu glumim.
Mamă, dar cum se aude? Eu sunt casă la ăsta, i-am furat amul safe-ul și un mă, bum, bum, bum. Ce rezistență. Ule. E, deci... dar a venit aia. E, nu glumă, deci chiar că stradă protecție nu glumă la tipa aia. Ah, buți, o, $60 asta, nu e rău. Nice. Retina John Smith Wanted, reward dorari. Bun. Untouched. Oh, Art of Mining, drăguț. Și să-mi bag piciorul, deci deja încep să găsesc foarte multe chestii pe care le-am deja citite. Oh, Shem Chowder. Nice. Ce drăguț. Ok. Ia ce mișto. Bă, cât e un căput în minibike, bro. Tu pe unde ai intrat la poliție? Prin spate? Da, pe la intrare aia. Bă, Deadly, bă. Am schematicul de la unelte de stil, bă. Nice. Poate mi le dai mie. E greșor, why not? Dar la ce unelte mai exact? La toate alea de stil, la topor, la pickaxe, la tărăcop, cred. Serios? Dar un pic extern, acop să fix același shit, dar ai înțeles ideea principală. Of course. Unde recoveau, mă, ăștia de-astea? Parcă prin... Era un safe la un polițist în birou. Gata, aici. Și mai era un safe, dar la parcă ultima oră dispărese. Unde, drag? Pe acolo, la celule, undeva, deci nu unde ăsta-și pușcăria. Și acolo e ca și un loc unde își țin armele or some shit like that. Tu ești? Nu ești. Aoleu, de la de vomit, aoleu, de la de vomit. Până intru eu, poate curăță snake. Ok, bun, nu mai vomită. O să mai vomite, până n-am uitat acolo un safe. Acum avem. Nu! Tu ai fost? Așa spart asta, crezi că se sparge așa, dar se sparge mă bucată! Ce fail am dat! Oh my god! Te crep pe cuvânt! Oh boy! Oi, stamina asta, trebuie să mă uit într-o zi la skill, că garantat e cea acolo, mai ales la fortitude sau cea cu stamina, că doamne, nervant e. $9, nu se merită. Bă, gata. Poate. Da. Mai știi că l-am spart? Da. A rămas spart. Ce, nu s-a respawnat? Ba da, s-a respawnat, doar că n-a mai fost nevoie de lockpick. A, deci nu mai trebuie să vin. Well... Mersi de ajutor. Yep, măcar e... Stai așa să-ți dau ceva, să vedem, măcar poate, știi ce zic. Deci ia să vedem ăsta și ăsta. Și... Back in the Babe World Rage. Astea le am. Cum dracule. Bun, atunci ia și ăsta. Ia și ăsta. Le am. Pe toate? Ha? Ia auzi, eu nu am două din ele, dar... Dă-mi-l pe ăla cu berea, cred că e singurul că... Așa, de fapt, da, hai, las că mă duc și le vând. Tu mai ai cărți ceva ce ai găsit pe acolo? Cărți, nu, am găsit numai un pipe button de ăla de level 6. Ba, am o carte, am o carte. Ia, am aruncat-o. Asta o am. Da, zic că e bine măcar că o vând. Bun, acum întrebarea e ce ar trebui să mai aibă pe aici ceva important. Bă, clădirea aia fusese semnul de mult, era
ciment în ea. Păi, oare aici? De... Ar trebui să fie ciment aici? Să știi că în anumite locuri ar trebui să fie ciment. Dar nu e. Mai era o zonă unde erau gen mașini sparte, știi, ca și dacă puteți să le dai de la loot. Uite, Iron Sledgehammer de level 5. Și undeva în spate, parcă în spate de tot, era iarăși un șantier. Era un șantier cu de-astea de ciment și blablauri. Hai că îmi sunase telefonul, îmi da repede. E bun, nu s-a auzit nimic. Am zis că am fă rapid. Altfel auzeai Team Song de la Need for Speed Most Wanted. Speedy Gonzalez, hoceaua! La Mirington, știi pe aia de la Need for Speed Most Wanted? Știi cum făcea la... Faină piesă. Old school. Deci stai așa că... Deci trebuie să am naibii grijă că dacă iei o chestie care n-ar trebui, zbor cu minibike-ul. Bun, deci sunt la Junkin, sunt la Junkyard eu. Nu știu, tu... Sunt aici la un fel de șanter. Da, te văd pe hartă. Adică poți să te uiți tu pe hartă să mă vezi. Aha. M-am atat de câine și cred că am mai auzit și șarpe. Șerp? Ăla-i bun. Poți să faci e șarpe. Ăla mai dă mâncare, măcar. Da, doar mâncare. Shit, că am dat cu... Mă rog, mă dezut o lamă și aia. Atevăr. Nu știu, dar știam că aici... îi e ciment, de-aia văd că nu-i. E generatorul ăsta pe acest... Plastic pot să-ți fac rost acum, că mi-am dat seama că din gunoi poți să faci... într-un anume tip de gunoi poți să faci rost de plastic din ăla storage. Hai să punem cum ce ar fi acolo, mă contează. Yep. Asta e cablestone. Bun. Mamă, ce mă bucur pentru storage-ul de la minibike. Uite, un mailbox pe care nu l-am deschis. Bine, nu cred că aveam cum vreodată să ajung la mailbox-ul ăla. Ok, atunci, cam atât. Cam atât, aci? Eu am într-un loc de parcă de... Am un baton, niște o carte, niște o carte am vorbit. Niște o carte. Niște o carte. Ok, bun, deci... Nimic interesant pe aici, la naiba. La naiba! Ne. Și asta nu le poți da curent, ce gen. Ba da, dar nu vreau să stau acum aduc chestia asta. Adică, na, mă gândesc să... Bine, de fapt, cred că nu trebuie neapărat să mă grăbesc, că... Deja, nu știu cum să zic, sunt la punctul în care nu mai mi-e frică de zombi noaptea, dar... Aș vrea să iau lucrurile importante de la casele importante și după aia să mă duc să mă apuc, știu, vreau să mă duc până la traderul celălalt să văd ce are și să strâng resurse. Opa. A venit băiatul negru să mă atace. Și tu, fiind un american veritabil, you showed him the shotgun. Știi ce, las-o baltă, nici nu mai mă chinui pe aici. Casa asta e prea dezastru ca să mai se merite. Deci noi chiar nu avem foarte multe clădiri mari în toată zona asta. Adică clădiri importante. Ce avem? Avem pompieri, avem... Poliția... Bă, da, dacă stau să mă gândesc, noi niciodată n-am fost... deși că la casa acolo, Hannibal, rog, tata, așa-i zic,
Era o fază că merea la subsolul unde te-am chinuit atunci să ieși și apoi ne-am dat seama că era un buton care putea să deschidă garajul în loc să ne chinim să spargem căcatul ăla. Da. Și acolo în continuare lui era un acces subteran către o altă zonă care arăta, aș zice, ca un spital. Și noi încă n-am fost acolo, mă, că mă gândesc. Stone X de level 5, da, sigur, frate. Acolo ar trebui să mergem să vedem. Am putea să mergem momentan, eu vreau să intru în altă casă, că tot am găsit aici. E 6 seara, cred că ceva timp am la dispoziție. Bine, adică nu că cred, sigur am ceva timp la dispoziție. În fine. Vedem aici, așa, așa. Bă! Ai, un câine la mine aici. Băi, strie acolo, dă-l la viața. Yeah. Nu fă nimic. Mă, cine okay. Cu trade-urile mai mult erau astea. Am una. Da, mă duc către bază. Nu știu, nu mai am idei. Tu știi mai bine orașul ca mie. Mai trebuie să pun și frame-urile astea la intrare. Asta a fost tot? Doar un glas? Mamă, și ce mamă, ce prost mă simt acum. De fapt, stai să fac așa. Bă, cred că am găsit o zonă nouă. Am intrat într-o casă în care nu cred că am mai intrat până acum și văd că e din aia cu găuri de se duc în podea la subteran. Am găsit și niște ciment, au și câini. Deci pare foarte interesantă. Dacă vrei să... Au și niște câini. E deja la bază. Ok, bun, atunci... Stai să văd ce găsesc pe aici. Păi stau. Că zona asta e foarte mamă cât acasă. Ok. Cam putu-l-o. Ule. Bun, atunci îți las frame-urile afară. Că o să vii și tu și apele strângi tu. E, ok. Mamă, dar chiar că am ceva pe aici de dat, loot, nu glumă. Foarte bine că ai găsit. Deci așa... Când dracu am găsit bandaje? Nu cred că le aveam la mine. Le-am avut la mine? Orice e posibil. Da. Așa, dacă dai cu lopata în hotă, să știi că nu se întâmplă nimic. Dacă dai cu lopata în ce? În hotă. A, nu, șarpe în casă! Șarpe în casă! Păi da, știi? A? Nu degeaba numele meu Snake MC. Știi? Nu. Ai, am ratat faza. Vreau să zic, ești cumva în baie? Tu, da. Ai oglindă cumva? Au. Știi, nu, șarpe în casă, șarpe în casă. A, aveam un anul studiu. Știi, oglindă? Ghiși ce, chiar eram în baie. Ai văzut? Deci chiar eram în baie. Reflexa ta, bă. Ce fost de reflexa ta, bă. Wow, frate, deci cred că am descoperit cea mai tristă cameră. Oh. E, nu știu cum să zic, e doar... Plină de cărți, fără niciun geam. Nu, și cărțile de matematică. Cu geamul... acoperit doar o saltea și niște gunoaie, atât, o saltea și niște gunoaie. Și nici măcar n-avea gen ușa, avea o bucată de lemn pusă pe post de ușă. Ce vorbești, mă, la hotel de 3 stele în Craiova? Nu știu, n-am fost în Craiova. Și ce bucată de lemn pusă între ușa? E, mă. Am găsit la plastic de asta tătică. Asta fășă. Spontan. Ok, bun, întrebarea asta se duce în continuare în casă sau... Bă, nu știu, să vedem, hai. La asta chiar cred că trebuia să mergi cu bine, că e destul de mare, dar cine dracu s-a aștepta? Da, exact. Oh, God. Că mă, o casă, hai că explorez tu, țac, patra. Îți bați jur de mine și în spatele gușii ăstea e tot un câine. Ok, fine, fie, hai. Da. Hai, nu. Huuu, i-am pușcat capul. Ok. Ți-a pușcat. Mamă, ce-am găsit aici la chestii.
Și Seif! Nu cred așa ceva. Oh boy. Deci nu cred așa ceva, nu pot să cred așa ceva. Bă, casa aia să o memorezi. Stai că mă uiți pe hartă unde ești. Ah, aici așa în colț. Hai, ușor de memorat. Așa, acolo mai sus de tine. Da, mă, noi încă n-am fost, atunci știi când am dus la drumul ăla lung, 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 lung. Da. Era o bază militară, tot așa, până eu acolo în colț. Am că avem scutere, am putea să mergem, să vedem care e schema. Precis ar trebui să fie cea de astea de, eu știu, what the fuck? Glanțe, chestii. Bă, am găsit ceva? Ce? What the fuck? Automatic weapons handbook? What? Shoot to kill and let God sort them out. Automatic weapons do 10% more damage. El se bucură, no. Dar el e știu muncușaga, nu? Tașma acolo. Dude, da, nu mai am nevoie de astea. Dude, scrap gloves de level 5. Lopale nu le mai au. Așa, ce pe mâncarea o iau că avem nevoie. Mamă, băi, și eu trebuie să deschid, acum trebuie să sparg manual safe-ul ăla și nici măcar nu m-am dus la subsol. Holy shit. Să-mi bag piciorul. Cred că era idee bună să veni și tu cu mine. Da. Era. Bun, hai că sparg repede safe-ul ăsta, mă duc să văd dacă la subsol e ceva prea mult, că dacă n-am ce să fac, trebuie să plec. Putem, că da, putem reveni acolo într-o altă zi, cea. Păi, a mai rămas practic doar ăsta și eventual dacă e jos, că sus nu văd să fie nimic. Ok. Da, sus nu e, cam ești afară. Nu, 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 nu! No! Câine? Câini! Haide. Băi. Acolo nu-i de mie. Ai, da. În jocul ăsta nu-mi plac câini. Irele îmi plac. În joc nu. Hello. Vai de capul meu. Bă, am mai găsit și ciment pe aici. A, e super. Ok, nu mai am mult și sparg safe-ul. GG. Hai să vedem, nu știu. Pariem pe ce găsim în cum se numește, în safe. Eu cred că o să găsesc nu știu, să zicem $10. Nu cred că o să găsesc ceva bun. Ce-am mods, ia-le-a. Bă, 3 molotov și 24 glanțe normale, pe care nici nu le iau, că mi-o ocupă spațiu în inventar. Deci îți dai seama ce etapă, cât de avansat am ajuns, încât nu mai luăm glanțele? Da, deci, băi, deci, sunt alea de 9 mm. Deci vă zicem, bă, respect. Ok, bun. De fapt, cred că am găsit ceva mai important în gunoi decât în ăsta. În gunoiul din perete. Apropo, vreau să spun un lucru, mamă, dar mult gunoi a avut ăsta în perete. Bun, și asta unde duce? Văd că e scară, deci nu cred că e nicio problemă pentru mine să cobor. No. Max, adică dacă ți-o piciorul. Max. Adică da. Ești ok, ești safe. Adică, da. Doar un câine, doi câini. Doar un câine, doi câini. What the fuck was that? Doar un câine, doi câini. Vani. Câți câini a avut ăsta, frate? Ăsta e omul cu câini. Da. Au. Bă, și încă un lucru foarte interesant la resepurile astea cu stâu și toate cele. Parcă folosesc mai puțin carne. Într-un fel e și logic, în sens că, na, practic trebuie fermă să crești ciuperci, porumb, cartofi. Da. Și franță, dar nu mai consum așa multă carne, which is super epic.
Îți bați joc de mine? Bă, poate. Deci ăsta are o gaură în pământ care duce afară, atât. Bă, dacă s-a pierdut omul în casa lui și nu știu ce să facă și-a vrut să iasă afară, făcut de gaură. Sincer, nici nu. Măcar știi, nu am salvat chestia asta pentru alt episod, că am fi fost gen foarte... Ar fi fost foarte dezamăgitor. Bun, deci să vedem ce ascunde ăsta în gaură. O ieșire. Ce ascunde ăsta în gaură? Hint. Doamne. Of course, it's shit. La ce v-ați gândit și voi? Da. Mă duc să iau cimentul și cred că am terminat. Bun. După aia vin acasă. Ei, da. Noi ce am mai avea de făcut practic? Bă, nimic. Adică pentru acest episod. No, bun, păi atunci nu cred că mai vrea să mă vadă careva cum iau cimentul, am putea să zicem că... Da, m-am gândit și eu că nu mai am ce să fac, am asortat căcatul aici în casă, tot. Hai că le oprim. Deși să știi că avem o grămadă de chestii bune. Am făcut, ăsta a fost un episod cu un loot genial chiar. Da, mă bucur. Mă întorc și cu destul ciment, deci o să fie chiar ok. Deci, da, ne auzim pe data aviatoare, numai bine, pa, pa. Ce-au ales lume.